Are o familie armonioasă în care dragostea pentru tot ce este frumos plutește în aer. Într-o astfel de atmosferă a crescut Daniela Pleșca, cea care de fiecare dată știe cum să ne uimească prin vocea și talentul său. O salutăm și în această după-amiază alături de noi și ne bucurăm că este cu vorbele bune în suflet. Salutare, bine v-am găsit! Cum sărbătorile urmează, una dintre cele mai așteptate zile din an este ziua în care se adună cu toții acasă, dacă nu e cineva la serviciu, da? Așa este. În general, în această perioadă este foarte complicat să vedem toată familia acasă, pentru că cunoaștem situația actuală și mama, sora mea sunt în prima linie. Mă mândresc foarte mult cu ele pentru că stau la straja sănătății și duc această luptă zi de zi. Și totuși, Paștele, îl veți sărbători acasă împreună sau e cineva dintre ele la serviciu în acea zi? Facem tot posibilul ca să fie acasă. Este regulă. Toată familia trebuie să fie de sărbătoarea creștină acasă. Și cred că este cel mai important, anume de aceste sărbători religioase și creștinești, să fie toată familia acasă. În jurul mesei. Așa, și știu că unul dintre cei mai, cel mai așteptat moment din anii este atunci când vine și tata acasă. Într-adevăr, nu este sărbătoare fără toată familia în jurul mesei. Sunt niște emoții foarte puternice pentru că cele mai frumoase clipe sunt alături de familie și suntem foarte norocoși pentru că ne avem unul lângă altul, anume în această perioadă. În aceste momente te invităm să faci un pas spre zona noastră de cântat, pentru că vii astăzi cu o melodie care noi am zis că este imnul sărbătorilor. Este despre părinți, este despre mirosul de cozonac în casă și despre casa părintească. Într-adevăr, este o piesă ce ajunge la sufletele tuturor generațiilor, scrisă de producătorul meu, Maria Stoianov, și cu această ocazie vreau să le urez tuturor un Paște cât mai fericit, sărbători cât mai luminate, să aveți pace în suflet, în casele dumneavoastră și fie ca această perioadă să o trecem cu bine, toți sănătoși și acasă. Acasă să fie, acasă. Lângă părinți. Te invităm, draga noastră, să ne cânți și melodia. Noi nu putem decât să vă dorim audiție plăcută, iar cel mai emoționat om din aceste momente este tatăl Danielei, care este în spatele ecranelor și această dedicație este pentru el, dar și pentru toți părinții din toată lumea. Chiar la margine de sat, colo sus, în mahala, e căsuța mea, e căsuța mea. Și la straja ei voinici, acum mari, atunci mai mici, stau în rând de nuci, un rând de nuci. I-au sărit părinții mei când erau mai tinere. Toată roa florilor s-a ascuns în ochii lor. Roa florilor, roa florilor, în ochii lor, roa florilor. Părinții mei, părinții trec anii, Doamne, trec și ei, părinții mei, părinții mei. Dar tine rămân ei, tine rămân ei, în ochii mei, în ochii mei, părinții mei, părinții mei. Atât de mult mi-e dor de ei, mi-e dor de ei. Și ce dor mi-este de ea, de căsuța draga mea, de căsuța mea,
draga mea. Are mirosul de Paști, de a mamei cozonaci. Cum doar mamă tu îi faci, cum doar mamă tu îi faci. Tată, și în ochii tăi atâta dragoste în ei, în ochii tăi, în ochii tăi. Și-n brațe când mă strângi, să nu văd tot tată plângi. De bucurie plângi, tot tată plângi, de bucurie plângi. Părinții mei, părinții mei, trec anii, Doamne, trec și ei. Părinții mei, părinții mei, dar tine rămân ei, tine rămân ei, în ochii mei, în ochii mei. Părinții mei, atât de mult mi-e dor de ei, mi-e dor de ei.